Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou make-up tutorial. De această dată am zis să încerc un machiaj în nuanțe de mov și albastru, folosind pigmenții de la Inglot. Și cum am descoperit eu acești pigmenți, pe care cumva i-am uitat intenționat în colecția mea de machiaj. În căutările mele constante pentru a descoperi idei noi de machiaje pe Instagram, pe YouTube, peste tot, am văzut că multe persoane folosesc pigmenți. Și eu zic, Doamne, trebuie să-mi achiziționez și eu neapărat pentru a-mi îmbunătăți tehnica. Când ce să vezi? Am început eu să-mi fac curățenie la mine printre machiaje și am descoperit o mică comoară. Am descoperit vreo 7 nuanțe de pigmenți foarte frumoși, niște culori extraordinare. Și mi-am amintit eu că acum ceva timp, acum vreo 2 ani de zile, cred că am descoperit pigmenții și am descoperit cât de dificili sunt de aplicat. Și de aceea am renunțat la ei. Însă, de ce erau aceștia dificil de aplicat? Pentru că înainte eu nu foloseam primer, nu foloseam de nicio culoare primer. Și adevărul adevărat este că în momentul în care descoperi cât de complicat este să-ți faci un machiaj, trebuie să investești foarte, foarte mulți bani pentru a ieși un machiaj cum trebuie, mai ales pentru că pensulele trebuie să fie de bună calitate. O pensulă, spre exemplu, de la MAC de blending costă în jur de 100 și ceva de lei și nu ai nevoie doar de o singură pensulă, ai nevoie de un arsenal de pensule. După aceea trebuie să-ți cumperi farduri. Hai că fardurile ca fardurile, ți-ai luat o paletă și zici că ai rezolvat problema, dar de fapt stai, contouring, nebunii. De aceea eu am încercat cumva la început să fac așa un machiaj din ce am. Ulterior am început să-mi îmbunătățesc tehnica și de aceea în acest moment plec cu dita mai trusa după mine. Însă să revenim la acest machiaj. Am ales să fac un machiaj folosind paletele lui Jeffree Star, paletele care îmi plac foarte mult și pe care le folosesc mai în toate tutorialele mele de make-up. Mai ales aceasta de la Bloodlust, care are niște nuanțe de mov extraordinare pe care le iubesc foarte, foarte mult. Am aplicat nuanța Blood Queen din paleta Bloodlust, pe care o blenduiesc foarte bine și pe care o voi combina cu o altă nuanță mai închisă din aceeași paletă. Mi-am luminat arcada folosind un alb glitterat din paleta Blue Blood, paletă pe care o voi mai folosi în acest machiaj pentru că am ales să fac tranziția între pigment și mov folosind nuanța de albastru extraordinară, nuanța practic pentru care paleta Blue Blood s-a concentrat. Deci eu cred în felul următor, fiecare paletă are o anumită nuanță pe care se concentrează întreaga paletă. Această paletă Blue Blood are nuanța aceasta de albastru glitterat care din punctul meu de vedere a ieșit un pic, nu a ieșit tocmai bine, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu se aplică cum trebuie. E un glitter foarte, foarte puternic, aș zice un glitter vulgar, dar în același timp dacă tu vrei să-l aplici doar pe el, pe pleoapă, este extraordinar de greu de aplicat, trebuie să folosești foarte mult produs și rezultatul lasă cumva de dorit. Mie îmi place foarte mult să folosesc în machiajele mele negru, de aceea am ales paleta Controversity pentru negrul, negru fără pigment de mov, pentru că adevărul adevărat este că din paleta Bloodlust, negrul acela cu glitter de mov este un pic cam dificil de aplicat, așa cum de altfel sunt și pigmenții care pătează fața. Și revenind la acest subiect, vreau să vă reamintesc un lucru. În momentul în care alegeți să vă faceți un asemenea tip de machiaj sau un machiaj care conține culori, indiferent de paletele pe care le folosiți, vă sfătuiesc să începeți cu machiajul ochilor pentru a nu vă da damage total la machiajul feței. Acesta este sfatul meu și sper să țineți cont de el. Am ales să fac tranziția între turcoazul acesta minunat din pigmentul de la Inglot, folosind acel albastru din paleta Blue Blood, albastru pe care eu mi-am dorit și am mai încercat să-l folosesc de sine stătător, dar v-am spus, m-a dezamăgit.
Dar asta este. Nu toate nuanțele ies așa cum trebuie. Eu sper ca Jeffree Star să mai repete cumva nuanța aceasta de albastru glitterat într-o paletă viitoare, pentru că mie în general mi-au plăcut și îmi plac foarte mult nuanțele cu glitter agresiv, pentru că în momentul în care vrei să-ți aplici un glitter, până la urmă îl alegi pe cel mai agresiv, nu? Pentru că care este motivul apariției glitterului dacă nu ideea aia să se vadă, să fie vizibil? Un glitter subtil, mai bine îți aplici un fard mat și aia este. Ok, am folosit și creionul de ochi de la Radiant, pe care trebuie să insistați. Creionul de ochi de culoare albastră, trebuie să insistați pentru că se aplică un pic mai greu, dar nu este până la urmă rezultatul contează. Și mi-am făcut evident linia de tuș, pentru că îmi place foarte mult să îmi fac codița aceea în colțul interior al ochiului. Mi-am făcut codița de tuș, v-am mai spus motivul, pentru că genele bandă arată mult, mult mai bine în momentul în care există o linie cât de fină de tuș. Nu v-am mai arătat, însă rimelul pe care îl folosesc este cel de la Chanel. Este un eșantion de culoare neagră, black, și îmi place foarte mult. Am vreo două eșantioane de la ei. De fiecare dată când mă duc să-mi cumpăr ceva de la Chanel, omit să-mi iau rimelul în variantă mare. Dar norocul meu este că fetele de acolo mă cunosc și îmi dau eșantionul, așa că nu mai am nevoie de fiecare dată îmi refac stocul de rimel. Folosesc clipiciul de la Duo și așa cum v-am obișnuit, vă las să vedeți aplicarea genelor, pentru că știu că este o problemă. Dar așa cum v-am mai spus, exercițiul este mama învățăturii, trebuie să exersați și până la urmă totul va ieși corect. Nu vă gândiți că eu am fost m-am născut cu talentul de a pune gene bandă, nici într-un caz. Am exersat și până la urmă mi-a ieșit. Eu sunt Angelica Pâslaru, sper că v-a plăcut machiajul, nu uitați să-mi dați like, share și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine. Dacă aveți idei și comentarii, le aștept în zona de comentarii. Vă pup! Bye!